Reza Taheri nu a cumpărat oile pentru a le vinde carnea, ci pentru a vinde berbeci de prăsilă, mai ales că specia se aclimatizează ușor și fată de două ori pe an. Sunt o combinație între gazela Thompson și muflon. Este o foarte rezistentă, este plin de complexuri de beu, o carne de vânat, calitate de carne de vânat, o carne care nu miroase a oaie, are vitaminul B16, care accelerează producerea sângelui în corpul uman. Deși vine Paștele, fermierii spun că porcii vietnamezi s-au vândut la fel de bine. Cel mai mult s-a dat ou proaspăt, s-a dat carnea de oaie, de Camerun, și porcul vietnamez. E o carne mai specială, fără grăsime sau cu prea puțină grăsime și de calitate deosebită. La mare căutare au fost și ouăle de struț. Un astfel de ou cântărește aproape 2 kg și este echivalentul a 30 de ouă de găină. Bun la gust? Mie mi-a plăcut, nouă ne-a plăcut. Indiferent ce ar cumpăra de la ferma iranianului, clienții se declară cu toții încântați.